Aeroportul Iași va fi condus de aceeași echipă încă 2-3 luni. Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre care vizează menținerea aceleași echipe de administrație și nu încetarea mandatului acestora. După 6 august, Consiliul Județean va organiza concurs pentru un nou Consiliu de Administrație la aeroport. Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean referitor la încetarea mandatului actualei echipe de administratori de la aeroport a suferit modificări. În cadrul comisiilor reunite s-a decis prelungirea cu încă 2 luni a actualei echipe manageriale. Pe care noi l-am exprimat ieri în ședința de comisii reunite că actualul Consiliu de Administrație care a făcut performanță a reușit investiții foarte bune și a ridicat aeroportul, își va continua mandatul pe următoarele 2 luni sub umbrela provizoratului până se va definitiva concursul de numirea unui nou Consiliu de Administrație. Cu conducerea aeroportului internațional Iași, indiferent care va fi aceasta, trebuie să colaboreze foarte bine cu autoritatea tutelară, respectiv cu noi cei de la Consiliul Județean și în principal cu executivul Consiliului Județean. Dincolo de acest lucru, proiectul de dezvoltare a aeroportului internațional Iași este un proiect de importanță strategică pentru județul nostru și de aceea cred că orice demers, orice decizie pe care noi, membrii Consiliului Județean, ca autoritate tutelară a aeroportului o vom lua, aceasta trebuie să fie în ideea de a nu periclita activitatea care se desfășoară la aeroportul internațional Iași. Actualul Consiliu de Administrație, condus de Alexandru Anghel, va mai activa până pe 6 august. În acest timp, cei care cred că pot face performanță la aeroport se pot înscrie pentru unul dintre cele 7 poziții ale Consiliului de Administrație.